Dorința mea este ca numele lui Dumnezeu să fie slăvit în biserica aceasta și prin cuvântările noastre și prin cântări și prin orice slujbă ce se face casa Domnului și în seara aceasta și pe ori de pe ori de adunăm aici. Domnul aibă prima prioritate. Este un cuvânt care, într-adevăr, cum spuneam, fratele Mircea, foarte bogat în seara aceasta. Este un cuvânt cu multe învățături. Este un cuvânt pe care Apostolul Pavel l-a adresat bisericii din Tesalonic. Am informat un pic despre această istorie, acestei epistole, despre biserica aceasta. Și vreau să vă spun că este o biserică despre care citim în Faptele Apostolilor, însuși Pavel a fost acela care i-a pus temelia, a fost acela care i-a înființat această biserică. După ce a fost prin Filipii, unde a trecut prin penitenția, a ajuns în închisoare și bătut, Pavel de acolo trece, îi spune în Faptele Apostolilor, capitolul 17, au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Tesalonic, orașul acesta este undeva și în ziua de astăzi, este un oraș foarte prosper, este un oraș mare, cam în jur de 1 milion de locuitori, în nordul Greciei, este al doilea oraș ca și mărie din Grecia și în ziua de astăzi. Și în vremea de atunci erau foarte mulți iudei care trăiau acolo. Pavel, după obiceiul lui, se ducea prima dată în sinagoga iudeilor. Așa începea Pavel evanghelizarea. Începea deja prima dată cu iudeii. De multe ori erau foarte potrivniți acești iudei. Se avea multe probleme din cauza lor. Așa s-a întâmplat și aici, în Tesalonic. Pavel le-a vorbit cuvântul Domnului și au fost mulți și dintre greci care au ascultat și s-au decis să se întoarce pe la Dumnezeu, au fost și unii dintre iudei, dar cei mai mulți dintre ei nu crezuseră, au luat pe ei niște oameni fără prăpătăi, din mulțumea populată și au întâlnătat citatea, s-au mai spustit asupra casei în care erau găzui Pavel și să-i ducă afară la norod. Au ajuns până la urmă în fața judecătorilor. Era o biserică tânără, se ceva din Pavel a scris această epistolă undeva în jurul anilor 50, la puțină vreme, de fapt, după ce el părăsise biserica, după ce plecase mai departe. Și era Pavel îngrijorat și pe bună dreptate. Și de atunci erau, și am citit un pic despre istoria Tesalonicului, erau foarte mulți iudei și atunci integrați Tesalonic. Tesalonic era și atunci o cetate mare, era un punct principal în drumul care ducea spre Roma, a făcut comerț cu Roma și cu cetățile din jur. Era capitala Macedoniei de atunci și era o cetate foarte importantă în Imperiul Roman. Era o cetate prosperă. Erau foarte mulți iudei, evrei, acolo în cetatea aceasta, care făceau comerț și care aveau sinagogi, care își practicau religia lor mai departe. Și de an de altfel, că și mai târziu, iudeii au fost foarte mulți în cetatea aceasta și chiar majoritatea. În timpul ocupării otomane, undeva între anii 1400 și 1800, de fapt, iudeii erau majoritari în Tesalonic. Au rămas în Tesalonic foarte mulți iudei până aproape de zilele noastre. Dar acești iudei, cum v-am spus, erau foarte împotrivitori lui Pavel. Pavel s-a îngrijorat pentru ce a mers de acolo. El se ruga Domnului. Pentru creștinii de acolo, pentru biserica care i-a pus bazele și se temea. Deci erau mai multe provocări de care se lovea biserica aceasta. Odată erau prigonieri din partea iudeilor. Pe urmă, era o biserică în lumea greacă și vreau să vă spun că în lumea greacă avem o puțire foarte bună, se întâmplau o mulțime de zei și de Dumnezeu și curvia era foarte răspândită. Grecii, și pe urmă romanii mai târziu i-au imitat, aveau temple în care se practica ca cu curvia pe față, ei numeau asta curvia sacră. Pavel vrea să păzească biserica aceasta și de păcatul acesta, care este foarte rău și urât înaintea lui Dumnezeu, și de idolatrie, și vrea să își era îngrijorat în același timp și din cauza prigonirilor care vineau și din partea iudeilor,
dar bineînțeles că și din partea familiilor din afară. Și n-a rămas nepăsător. Padre era un evanghelist care să meargă, să propovăduiască, să pune bazele bisericii și pe urmă să zică lăsă acum în voia Domnului și în grija Domnului să îngriji el de el. Padre se ruga Domnului și știa că Dumnezeu ține în picioare această biserică, dar în același timp o să tot ce depindea de el. Și am mai vizitat și de alte dată, am mai mers, când îi spunea el, se ruga Domnului ca să poată din nou să-i vizitele. Să se asigure că rămân tari în credință, că rămân pe calea Domnului și că o să ajungă până la urmă la mântuire. Pentru care era din scopul principal al lui Pavel și care era în acord cu voia lui Dumnezeu. Era, cum a spus, despre iudei care erau majori, erau foarte mulți în Tesalonic și care prigoneau pe creștini de atunci. Pavel le spune, aveți grijă pe iudei aceștia, în capitolul 2, versetul 15, au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci, pe noi i-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor. Era o caracteristică a iudeilor din vremea de atunci. Și poate că dacă te gândești bine la iudeii ortodoxi din Israel din ziua de astăzi, diferența nu e așa de mare. Vedeam de multe ori că ei se împotrivesc o râvnă foarte mare credinței creștine, Evanghelia lui Iisus Hristos și în ziua de astăzi. Am văzut odată un video pe YouTube, erau niște creștini care încercau să evanghelizeze prin Ierusalim și iudeii aceștia plini de râvnă au început să iei pietre și să arunce după ei și să le arunce cuvinte urâte. Și m-am gândit, nu sunt deloc diferiți față de ce erau, față de cum erau în vremea lui Pavel. Totuși, vă îndemn să vă rugați pentru Ierusalim, să vă rugați pentru Israel, căci, până la urmă, aceasta este voia lui Dumnezeu ca să vină ziua când și ei să se întoarcă la Dumnezeu. Pavel, tema principală pe care Pavel o dezvăluie aici, în această epistolă epistolă, este de altfel venirea Domnului. Se întrebau oamenii din Tesalonic ce va fi, cum va fi. Ne întrebăm și noi în ziua de astăzi. Tema principală este aceasta. Venirea Domnului. Cuvântul răpire, de fapt, răpirea bisericii, Domnul Iisus nu l-a menționat. Din câte știu eu, niciodată Domnul n-a vorbit exact despre răpire. A spus cuvântări care până la urmă sugerau că ar fi o răpire a bisericii. O să vă citesc mai un pic mai târziu despre aceasta. Dar Pavel aici vorbește despre răpire pentru biserică. Vă citesc din capitolul 4, versetul 16. Se întreba pe tesalonicenii ce va fi cu cei credincioși care au murit în Domnul. Cu toți credincioși au trecut în Domnul și Pavel le dă explicația aceasta. Căci însuși Domnul cu strigă, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămași, vom fi răpiți toți împreună cu ei noi, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Vorbește despre o răpire. Deci, biserica va fi ridicată, înălțată la cer, ca să întâmpine pe Domnul în nor. Când e vorba de răpire, nu e vorba despre un lucru care l-aștepți, un lucru care te aștept să vină, care știi data când vine. Vine de la păsările acestea rapace, răpitoare, care când era în România se întâmpla lucrul acesta, stăteam în o gradă și câte o pasăre din asta venea, lua repede câte o găină, un pui, zbură. Nu puteai să faci nimic. În felul acesta se va întâmpla și răpirea bisericii. De aceea se folosește cuvântul acesta. Răpire. Domnul vine și răpește biserica. Despre aceasta o să dau mai multe detalii. A fost doar o introducere și titlul cuvântării, subiectul principal al predicii pe care o să spun în seara aceasta este acesta. Veghere în așteptarea venirii Domnului. Veghere în așteptarea venirii Domnului. Spunea și fratele Iosif că se așteaptă ca venirea Domnului să fie cât mai repede în generația noastră,
Și foarte probabil că noi să vedem aceasta. Lucrurile se schimbă în lumea din jurul nostru. Pacea din lume dispare. Tot mai multe războaie pe zi se trece. Avertismentul pe care Domnul Iisus le-a spus cu 2000 de ani în urmă, le vedem că se întâmplă în zilele noastre. Ne așteptăm. Pe lângă asta, răutatea oamenilor crește. Ceea ce mă lovește pe mine este că zilele noastre, răul este numit bine și binele este numit rău. Păcatul nu mai este numit păcat. Omenirea se cufundă tot mai tare în păcat. Aș ia apropiem tot mai mult de zilele Sodomei și de zilele lui Noe. Și am vorbit, m-am gândit eu și am vorbit și cu colegi la locul de muncă, unii dintre ei sunt credincioși. Omenirea și aproape tot mai mult venirea mâniei lui Dumnezeu. Spun eu și spun și mulți, spunea și fratele Iosif, spun și mulți alți frați credincioși că venirea Domnului nu este departe. Primul punct despre care vreau și la care ne îndeamnă Pavel în textul acesta este acesta. Fiți treji. Versetul 5, versetul 6. De aceea să nu dormim ca ceilalți și să vedem și să fim treji. Este foarte important să fim treji. Și nu se referă aici cuvântul lui Dumnezeu la a rămâne într-o stare de veghe continuă. Că avem și noi suntem oameni și avem nevoie să și dormim. Și nu este vorba despre asta aici. Este vorba despre o veghere spirituală. Nu e neapărat vorba despre a rămâne și treji în continuu. Este vorba de a rămâne treji spiritual, într-o stare de alertă spirituală. Ce înseamnă să fim treji? În primul rând, noi trebuie să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu și să-L credem. Noi trebuie să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, mai ales Cel care ne vorbește despre venirea Domnului. Cum am spus, vă invit de altfel să citiți toate aceste epistole de la început până la capăt, ne vorbește despre venirea Domnului. Și ne spune aici Pavel la început. Ne dă câteva detalii și vreau să vă spun că este o pagubă mare pentru sufletul nostru dacă noi nu cunoaștem aceste detalii despre venirea Domnului. Voi știți cât despre venul și săracii n-are străbuni să li se scrie taselor. Pavel deja explicase tesalonicenilor probabil înainte despre lucrurile acestea. Este aici cuvântul acesta soro. Poate cei mai tineri, mai ales, nu sunt obișnuiți cu el. Nu am uitat în dicționar sensul exact, dar știu că la țară, folosea. Am venit din România, de la țară, locuia la țară. Și se le folosea cu sensul acesta de a rezice viitorul cuiva, viitorul acela. Știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un boț noapte. Din cauza aceasta, din cauza acestui cuvânt, să știți că atunci când Antichristul va veni, în cartea lui Daniel, îi se dau 7 ani. Se știe cât mai are. Și din cauza aceasta, ziua Domnului va veni ca un post noapte, din cauza aceasta, să știți că putem interpreta lucrurile acestea, o să fie urăbirea bisericilor înainte de ziua aceea mare, când Domnul se va arăta și când orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns. El se va arăta și va nimici pe acest Antichrist. Tot Pavel spune lucrul acesta în Tesaloniceni, capitolul 2. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Deci, urăbirea bisericii va fi înainte de acel necaz cel mare în care Antichristul va fi pe pământ. Sau, la începutul domniei lui, dar nu va fi, deci va fi înainte, fiindcă va veni ca un boț. Ziua când Domnul va veni a doua oară poate fi prezisă. Din cauza ceea ce a spus prin cartea lui Daniel, dar ziua când Domnul vine pentru biserică, nu știe nimic. Vine ca un boț. Și spune și în Luca, în capitolul 12, Domnul Iisus ne dă îndemnul acesta. Mijlocul să vă fie încins și făptirea prinsă. Să fiți ca niște oameni care așteaptă peste un dor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată, când va veni și va bate la ușă.
ferice de robia aceia care Domnului va găsi de timp la venirea lui adevărată, spun că va, se va încinge, îi va pune să șade la masă și se va apropia să le slujească. Bine, fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robia aceia dacă îi va găsi de timp. Să știți bine că dacă aș ști să pună casă, în acest ceas va veni cu o surcare, vedea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi da, fiți gata că Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Dar putea să, o să știm vremea, cum a spus, Domnul Iisus a spus multe semne care prezic venirea Lui, o să bănuim vremea aceasta, o să putem spune venirea Domnului este aproape, dar ziua și ceasul când vine, asta nu o să putem spune niciunul. Și de aceea soluția și îndemnul pe care le dă Domnul prin Pavel aici, este să fim treji. Domnul Iisus a spus, vegheați. Ce înseamnă să fim treji aici? Dar noi care suntem fiei zilei să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platușa credinței și a dragostei și să avem recoi, nădejde, mântuire. Un om care nu mai este treaz, să știți că credința îl părăsește tot mai mult, nu mai are credință. Poți ajunge la seara aceasta să nu mai ai credință. Știți că am fost și eu, cu vremea. Am fost când eram adolescent, am mers la adunare și am crezut, dar pe urmă am fost cu vremea când am devenit ateu de drept. Când n-am mai crezut. Credința aceasta este un dar de la Dumnezeu, spune eu. Mulțumesc Domnului pentru aceasta. În vremea aceea când nu credeam, m-a apucat câteodată fior și mă gândeam, dar dacă tot ce scrie în cartea Domnului este adevărat, atunci ce se va întâmpla cu mine? Întrebam odată, vorbeam cu un coleg, un chedecos, și spunea și el și recunoștea lucrul acesta, eu zbăteam și el spunea că e ateu, că nu crede și că nu există nicio dovadă a lui Dumnezeu, dar spunea și el, e adevărat că dacă Dumnezeu există, atunci am dat de el. E adevărat că dacă Dumnezeu există, am dat de belea, spunea el, în mod mai popular. Oare se merită? Era un fizician care spunea detractorilor lui Blaise Pascal, unul acesta a ajuns creștin mai spre sfârșitul vieții lui și mulți au vrut să-l lovească, au vrut să-l contrazică și au spus cum se poate să te lași de știință și să crezi în Dumnezeu. Și a spus omul acesta, cuvintele acestea simple. Eu dacă cred și mă înșel, cu el mai ce. Voi dacă nu credeți și vă înșelați, ați pierdut totul. Dacă ne pierdem credința, să știți că pierdem totul. Ne pierdem în credință și pierdem enorm de mult. Doamne ajută-ne să ne păstrăm credința până la capăt. Credința, vorbesc aici de credința adevărată, credința în Iisus Hristos. Și pe urmă, un al doilea lucru pe care trebuie să-l păstrăm ca să ne ținem în starea aceasta de alertă spirituală este să rămânem cu nădejdea mântuirii. Poți să crezi, poți să rămâi cu credință până la capăt și încet, încet să pui la voială mântuirea. Oare mă mai vrea Domnul să mă mântuiască? Oare mai poate Domnul să mă mântuiască? Și asta depinde de experiențele pe care le trăim fiecare în zi de zi. Noi trebuie să vedem aceste două lucruri. Ne păstra credința vie și să rămânem cu nădejdea aceasta a mântuirii. Ne spune Pavel aici și ne avertizează, Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie. Dumnezeu nu ne-a chemat la credință ca să ne facă parte de iazul cel de tot, pe care o să aibă parte toți cei necredincioși, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru, Iisus Hristos. Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru, Iisus Hristos. Bazat pe cuvântul acesta, mulți frați credincioși am auzit multe predici și cred și eu lucrul acesta, că răbirea bisericii o să fie înainte ca Dumnezeu să-și dezlănțuie mânia pe pământ. Zile din urmă vor fi zile grele, să știți. Vor fi zile foarte grele, când Dumnezeu însuși va vărsa mânia, potirul de mânia lui Dumnezeu se va vărsa pe pământ.
bazat pe acest lucru, că Dumnezeu să rătească biserica înainte ca lucrurile acestea să se întâmple. Să știți că alternativa cealaltă, mulți se întreabă, oare dacă eu pierd răchirea, o să mai am șansă să fiu, să fiu mântuit? Și nu vreau să dau răspuns la întrebarea aceasta, dar vreau să vă spun că alternativa nu este una bună deloc. Vor spune, pace și liniște atunci o prăpădenie neașteptată și va veni peste ei ca durerile naștere, peste femeia sărcinată și nu va fi chip de scăpare. Am citit din cartea lui Daniel că Antichristul va face un tratat de pace timp de o săptămână, adică 7 ani. Și va proclama o pace mondială. M-am întrebat, oare nu cumva despre pacea și liniștea asta să vorbească și Pavel aici? Dar atunci când se va răpi biserica la cer, Dumnezeu va lăsa mânia, copilul de mânia lui peste pământ, o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca dorerul nașterii peste femeia însărcinată. Facă Domnul ca nici unul dintre noi să nu rămânem în vremurile aceia, să nu avem parte de răpirea bisericii. Pentru că nici unul dintre noi, credința noastră, să nu fie fost în zadar. Domnul să ne ajute pe aceasta să rămânem preji și veiatori. În așteptarea Domnului, un alt subiect pe care vreau să-l dezbat în seara acesta este acesta. Să ne restabilim, să ne întărim relația noastră cu Dumnezeu. Pavel vorbește despre lucrurile acestea aici. Primul lucru, să fim preji. Al doilea lucru, reparăm relația noastră cu Dumnezeu. Și câteva lucruri pe care vreau să le dezbat și care sunt scrise aici. Primul lucru, bucurați-vă întotdeauna. Este greu. Și este o poruncă pe care Dumnezeu ne dă aici. Nu este ușor cineva să se bucure întotdeauna. Spunea, explica fratele Iosif de dimineață că bucuria aceasta ține mult de bucuria aceasta a mântuirii pe care noi avem atunci când suntem convinși că suntem mântuiți, când au parte de salvarea lui Dumnezeu. Și neapărat despre aceasta este vorba aici. Putem să o pierdem această bucurie. Putem să ajungem triști, amărâți și supărați în casa lui Dumnezeu? O poate și lucrul acesta. Poate de multe ori îmi zic eu că noi privim că trecând prin lumea aceasta avem parte și de necazuri, și de dureri, și de boli. Și aduc lucrurile acestea în tristare. Pierdem câteodată dragii noștri, bineînțeles toate acestea lucruri aduc în tristare. Dar peste toate acestea este o bucurie a mântuirii care din când în când revine în viața noastră. Și bine ar fi să fie în fiecare zi, întotdeauna spune Pavel, este o poruncă a lui Dumnezeu, dar dacă e o poruncă, înseamnă că putem noi porunci spiritului nostru să fie bucuros totdeauna? Nu putem porunci să fie totdeauna, dar putem să facem un lucru. Vreau să vă citesc din Psalmul 68, versetul 3. Cei priveniți se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu, nu mai pot de veselie. Deci lucrurile acestea putem să facem, să trăim în neprivenire. De bucuria aceasta, Dumnezeu se aranjează să o pună în inimile noastre. Dar noi putem să trăim în neprivenire. Să știți că trăirea în păcat nu aduce bucurie. Trăirea în păcat ne desparte de Dumnezeu. Trăirea în neprivenire aduce bucurie în inimile noastre. Nădejdea mântuirii aduce bucurie în inimile noastre. Un alt lucru. Ca să ne apropiem de Dumnezeu, rugați-vă neîncetat. Și aceasta este o poruncă pe care Domnul ne-o dă prin Pavel. Te poți întreba să vă rog tot timpul, în fiecare zi, în continuu, și nu cred că la aceasta se referă Pavel aici. Avem nevoie să și muncim, avem nevoie să și dormim, avem nevoie să și mâncăm. Dar, vă dau exemplu pe Daniel. Scrie în Cartea Domnului cum se învățea Daniel și care era stilul lui de viață. De 3 ori pe zi se ducea și se ruga lui Dumnezeu. Se îndrepta către Ierusalim, se ruga lui Dumnezeu. Aducea rugăciuni și cerere lui Dumnezeu. Și asta, că mergea bine, că îi mergea rău,
indiferent despre starea lui spirituală, indiferent de porunca împăratului și indiferent dacă se opunea porunci împăratului. Asta înseamnă pe Dumnezeu să ne rugăm neîncetat. Am avut prieteni creștini care mi-au spus, m-au dus la muncă în străinătate, cred că era în Italia, și mi-au spus ei, veneau obosiți de la muncă seara, aveam și un televizor acolo și când porneam televizor, să zic, eu nu ne mai rugat. Să nu treacă frați, surori, tineri, copii, bătrâni, să nu treacă nici o zi fără să ne rugăm. Să nu ne culcăm niciodată seara înainte să ne rugăm. Și să nu ne pornim ziua înainte să ne rugăm. Să ne rugăm în fiecare zi. Oricare ar fi, cum a spus, starea noastră de spirit. Porunca Domnului este să ne rugăm în fiecare zi. Eu mă mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, că de aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Bineînțeles, cum am spus, în viața noastră mai avem și neajunsuri, mai avem și boli, mai avem și greutăți. Dar și eu sunt. Deci, ai un pahar, spate, trei sferturi plin și un pic pe un sferp e bol. Și unii dintre noi au tendința aceasta să se uite la partea goală a paharului și să uite de partea plină. Trebuie să recunosc că tendința asta există și în jurul meu, dar nu este una bună. Trebuie să ne uităm totdeauna la lucrurile bune pe care Dumnezeu l-a putut în viețile noastre. Credința care ne-a dat-o, rugăciunile care ne-a ascultat și promisiunea mântuirii pe care El ne-a aduce. Pentru aceasta noi trebuie să fim mulțumitori lui Dumnezeu totdeauna. Să avem o inimă mulțumitoare. Nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Este și asta o poruncă a Domnului și trebuie să luăm aminte la ea. Nu disprețuiți prorociile. Dar dacă ați scris o prorocie pe internet, de exemplu, pe unde să știi dacă e bună sau rea, ai dreptul să cercetezi. Să știți că din cauza că nu pot cerceta, eu nici n-ascult prorocii pe internet, pe YouTube. Sunt multe, e plin. Mi-am pus limita aceasta. Poate sunt bune, poate nu sunt bune. Dar cum poți să știi dacă o prorocie e bună? În primul rând, dacă prorocul respectiv are o viață, dacă este credincios Domnului, dacă nu are o viață compromisă, atunci este foarte probabil că este o prorocie adevărată. În parte, nici atunci nu este o garanție. Dar eu, fiindcă nu pot să verific pe cel care a prorocit pe internet, nu pot să știu dacă persoana respectivă trăiește după poruncile Domnului, prefer să nu le ascult. Doar dacă este vorba despre cineva pe care îl cunosc, care știu că este credincios, un proroc care știu că este credincios, despre care știu un pic care este felul lui de viață. Dacă nu, nu ascult. Dar dacă se întâmplă prorocii în casa lui Dumnezeu, Cuvântul Domnului ne spune, nu disprețuiți prorociile. Cercetați ce este bun și cercetați toate lucrurile și luați doar ce este bun. Pavel, Apostolul Petru, tot ce spune asta, ne avertizează că or să vină proroci mincinoși în 2 Petru, capitolul 2. S-au ridicat și proroci mincinoși în popor. Dar scopul lor, de obicei, să știți, este aceasta. În lăcomia lor pot căuta ca prin cuvântare și lucrurile să aibă câștig de lăcomie. Scopul lor, și simt și toate astea, să știți, sunt proroci mincinoși care vor căuta ca prin cuvântare și lucrurile să aibă un mic câștig material. Erau și în vremea lui Pavel, erau și în Vechiul Testament astfel de proroci, fără să se păzească de ei. Dar dacă nu există la un proroc, nu există lucrurile acestea, trebuie să nu disprețuim proroșiile și trebuie să luăm doar ce este bun. Pe urmă, în ultim cuvânt despre relația noastră cu Dumnezeu, să ne ferim de aici fericită de orice se pare rău. Și aici este un pericol. Am auzit mult versetul acesta folosit în contexturi greșite. Mie mi se pare tare rău, persoana cu care mi se pare că e așa și așa, atunci îl pun pe lista neagră și nu mai am nicio legătură cu el. Sau mi se pare cu tare lucru rău. Să știți că în majoritatea celorlalte traducerele ale Bibliei,
cuvântul acesta este un pic diferit. Spune în felul acesta, feriți-vă de orice formă a răului. Ce este rău și bine nu noi definim, ce este rău și bine definește Sfânta Scriptură. Și este, cred că este mai prudent să dăm în felul acesta, să ne ferim de orice formă a răului. Pe urmă să fim conștienți și să luăm și noi parte la lucrul acesta, că Dumnezeu, scopul principal al lui Dumnezeu în viața noastră, este sfințirea noastră. Ne spune aici în versetul 23, Dumnezeul păcă să vă sfințească El însuși pe deplin. Duhul vostru, de trei ori la relație, este așa la Dumnezeu întâi, Duhul, pe urmă sufletul și pe urmă trupul. Să fie păzit în întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce va chema este credincios și va face lucrurile acestea. Scopul lui Dumnezeu principal este totdeauna sfințirea noastră. Scopul nostru poate nu totdeauna duce în același țintă. Că Dumnezeu de multe ori ne corectea. Și mulți, din cauza corecției acestuia lui Dumnezeu, urăsc în strajă cu Dumnezeu și părăsesc chiar biserica, părăsesc adorarea. Să știți că Dumnezeu ne când părăsim ținta aceasta, al lui Dumnezeu, care este sfințirea noastră, ne corectează și ne mulți. Să nu ne pierdem inima și să rămânem credincioși pe calea Domnului. Și mai este puțin timp, ultimul subiect despre care vreau să vorbesc este relația noastră, să întărim, să reparăm relația noastră cu semenii noștri. Să întărim și să reparăm relația cu cei din casa Domnului, cu frații noștri. Primul rând, a spus și fratele Mircea, să prețuiți foarte mult în dragoste. Să vă rugăm, fraților, să priviți bine de cei ce se osenesc între voi, care vă cărumuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, că îi prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Vreau să vă spun că slujitori în casa Domnului care nu sunt prețuiți, care sunt disprețuiți, în loc de prețuiți, au o slujbă foarte grea de dus. Biserica nu are niciun câștig din astfel de situație. Domnul ne cere să prețuim pe slujitori. Slujitorii care sunt prețuiți vin cu drag și fac slujba cu drag. Și biserica înaintează. O astfel de biserică înaintează mai departe. Biserica în care sunt slujitori, disprețuiți. De către cei din adunare, să știți că înaintează cu greu sau aproape de tot. Domnul ne cere să prețuim pe toți cei ce se implică în lucrarea Domnului. Trăiți în pas între voi. În temă că oricine care e certat cu altcineva de aici din biserică să facă pace. Porunca Domnului este să trăim în plată. Să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Trebuie, adică trăiesc într-un păcat, dacă cineva trăiește într-un păcat, trebuie mustrat. Nu putem îngădui lucrul acesta ca să se răspândească în toată biserica. Și bine ar fi ca cei ce sunt mustrați să iei aminte și să întoarcă de la păcat și să se întoarcă la Dumnezeu. Îmbărbătați pe cei deznădăjuiți, prejiniți pe cei slabi, fiți răbdători cu toți. Un lucru pe care Domnul ne cere. V-ați gândit că chiar și în seara aceasta sau oricând veniți la casa lui Dumnezeu aveți ocazia aceasta să îmbărbătați pe cineva, să întăriți pe cineva slăbit. Și v-ați gândit că trebuie să fiți răbdători cu toți. În biserică, în casa lui Dumnezeu, suntem un amalgam foarte mare de caracter. Unul crede una, altul crede altă, unul are o părere, altul altă. Noi trebuie să fim răbdători fiecare. Și asta nu fiind o spun eu, fiindcă îmi cer de Domnul prin cuvântul scris de Apostolul Pavel. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, căutați totdeauna să faceți ce este bine între voi, cât și față de voi. Răzbunarea, să știți, că nu este, nu și are locul în biserica lui Dumnezeu și în casa lui Dumnezeu. Cu aceste cuvinte vreau să mă apropii de sfârșit și vreau să vă spun concluzia aceasta. Dumnezeu ne cheamă să fim treji, să vedem. Venirea Domnului este aproape. Noi trebuie să fim treji, să vedem la credința noastră și să ne păstrăm fie nădejdea mântuirii. Noi trebuie să avem grijă la relația noastră, să reparăm relația noastră și să ne punem în ordine față de Dumnezeu, dar și față de frații noștri din biserică.
Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Și vreau să vă spun că ceea ce scrie aici, ce v-am explicat eu, după înțelepciunea pe care mi-a dat-o Domnul, este, așa spune, teorie. Acum trebuie să trecem la experimentare. Trebuie să punem în practică ceea ce am auzit. Un fizician recunoscut din Statele Unite spunea lucrul acesta. Teoria fără experimentare este goală. Iar experimentul fără teorie este oră. It's blind, spune el. Dacă noi rămânem doar la teorie și nu punem în practică, nu ne folosește la nimic. Spunea Iacov, credința fără fapte este nouă. Adică degeaba ascultăm dacă nu punem în practică, nu ne folosește la nimic. Că de altă parte, dacă sunt unii plini de râvnă, cum erau și iudeii aceștia, care erau foarte religioși, care plineau ce scria în legea lui Moise, dar care nu credeau în lucrurile acestea, care puneau, care aruncau în spatele lor Evanghelia lui Hristos, unii aceștia erau ori. Spunea Domnul Iisus despre ei, lăsați-i, sunt niște ori, care conduc pe niște ori și nu credea toți cândva. Domnul să ne ajute să punem lucrurile acestea în practică. Amin. Și se rog, timpul s-a expirat până vi se predicăm în picioare și ar vrea să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru cuvântul care a fost și să ne încredințăm în mâna Domnului. Ne rugăm lui Dumnezeu și cei care vor pleca în călătorie, poate săptămâna care urmează, Dumnezeu să-i păzească la plecare, la ședere și la întoarcere. Cu toți împreună ne rugăm Domnului.